avem pe doamna Mihaela Cărciun, scriitoare, și pe domnul Grigore Chiper, scriitor. Dar îl vom gusta data asta mai mult ca prozător. Nu îl cunoaștem ca poet, dar data asta îl vedem în calitate de prozător și nu așa, dar proză scurtă. Exact cam așa cum îi place nouă. Nu trebuie romani mari, dar scurt, cât ar însemna o lectură între două cafeduți, cum ar fi. Procedura, procedeul a ceea ce numai programul lecturii și nouă citește, e cam în felul următor. Cred că nu sunteți în prima oară la o asemenea întâlnire. Că, deci îl lansăm pe domnul Chiper cu romanul său, cu cartea de proză scurtă. Dumneavoastră o să aveți puțin timp pentru lecturarea acesteia, ca în câteva luni, 3-4, să ne reîntâlnim și să vedem care este părerea dumneavoastră despre noile stiri ale lui Grigore Chiper. Deci am înțeles că o să urmeze încă o... Da. Astăzi noi nu avem nicio preferință, ne venim și ne anunțăm, adică cum facem un fel de anunț sau apariții editoriale. Nu, trebuie să precizăm lucrurile ca să fie clar. Înseamnă că azi, cred că tot se permite și poezie, nu mai prost. Azi e așa, e ziua lecturii. De ziua lecturii și de ziua, da. Așa că până una alta, oricare dintre colegii mei poate ia cuvântul și să ne citească ceva. În același timp aveți dumneavoastră libertatea să vă amintiți, nu știu, un catren, ce credeți că se merită, să ne spuneți noastră. Orice. 12 liceu deja. Și ce citiți recent, ce ați citit? Manuale. În afară de ceea ce m-a dat la geografie, la... Manuale și nimic altceva. În ce carte? Da. Iată, o carte. Dar ultima carte care ați citit-o, știu, ultima, astă vară. Atunci a trecut ceva timp și ați uitat, cred. Văd că lucrurile tot de rău în mai rău. Eu, pe studenții mei, mai ales la frecvența redusă, când iau, fac o anchetă, așa, ei nu semnează, da? Dar îi întreb care este ultima lor carte pe care au citit-o. Bine, vârsta e diferită acolo. Sunt și foarte tineri și mai puțin tineri. Dar cel mai interesant este că toți, sau hai să spunem așa, aproape toți, numesc cărți pe care le-au citit în liceu. Da. Înseamnă că totuși în trecut încă se mai citea în liceu. Da, dar e bine că își amintesc de acele cărți acum. Și chiar să-mi spuneți un titlu, ceva. Nimeni nimic? Doamne, nu poate. Noi nu suntem la liceu. Nu suntem, dar noi încercăm, nu, dar stai un pic, noi încercăm să dialogăm. Nu, facem și noi anchete. Pentru că să vezi, ca să pot să le spun ceva. Dar nu trebuie niciunul, dați-mi voi citit sau nu? Eu ce citesc la mine? Că eu am citit Fuller și el. Nu, da. Ce citesc la mine? Carte deschisă, dar cartea care îmi place tot. N-am citit numai la capul. Am citit numai la capul Fuller și chiar și am scris o recenzie, o cronică, o prezentare pentru timpul. Da. Deci e acum fervină. Acum haideți să ne mânăm pe dumneavoastră. Asta este mai mult la aeroului liric din prima noastră piesă, să zic, literară. La mare, să-l știți cu fiul, cu cine era acolo. Vorba să la pagina când veneți în Afganistan. Nu, cred că o să aflăm de acum data viitoare când și eu David vor citi cartea. Eu doar am să le spun că autorul se numește Khaled Hosseini. Este un roman foarte bun, dar deci vă recomand să-l citiți și pe Khaled Hosseini. Dar dacă o să luați cartea mai înainte, o să vedeți că sunt și alte cărți pe care le recomand acolo. Deci sunt și niște recomandări de lectură. Dar despre asta sper să mai... Deci, domnul Maxim ne-a promis că ne mai întâlnim o dată. Păi, asta e, da. Asta e procedură, de fapt. Și vom intra așa în mai multe detalii, dar eu vreau să intrăm împreună, nu numai eu să intru în detaliu și să vă las acolo, da? Da. Bune mei colegi. Eu zic să... Da. Întâlnirea noastră doreze, hai zicem, o lecție, adică 45 de minute, plus 5 minute le rupem de lecreație. Nu mai mult. Merge așa? Da. C-
ca să vă simt vesel și la sfârșit, ca acum, și nu e de spus, pentru că dacă se întinde, e necesar să vorbim, pentru e necesar să vă spun despre ce el, nici nu știu, uite, când îmi vine să, pentru ce ne folosește nouă carte, lectură. Trebuie să vă explicăm lucrul ăsta. Pentru că putem esteca tu în vorba mea. Pentru că mie mi se pare că voi înțelegeți ce, de ce e necesară lectura. Mi se pare că voi înțelegeți. Eu v-am dat întrebări și am văzut că undeva cineva citește, mai mult sau mai puțin, nu aveți timp, aveți examene, aveți bacalaureatul și vă înțeleg foarte bine. Voi sunteți la clasă de cum se cheamă, științe exacte? Da. Ei, atunci chiar vă înțeleg. Atunci chiar vă înțeleg de ce nu citiți. Poftim? Nu citesc. Citesc, dar am cerut un titlu și nu mi s-a dat. Bine, ca să nu alungim, eu... Iată, pe aia ți-am găsit un titlu, da. Ce titlu? Mă rușinam, dar am citit două cărți de Serebrean. Am citit Waldemar și... Cătrăsesc? Știm? Cânticul Mărinei. Da. Nu, am citit amândouă. Am ajuns la mijlocul Contrasens. Contrasens mai este un alt. Da, păi am ajuns la mijlocul. Ok, e bine, deja e bine. Deci, ca să nu lungim plăcerile neplăcerilor noastre, hai să trecem la lectură. Eu am să iau... Deci e ultima mea carte, ultimul meu roman, a apărut recent la Prut. Și am să vă citesc doar aici, doar păginuța asta. După aceea voi veți decide, vreți mai departe, veți căuta-o la bibliotecă, pentru că este la bibliotecă. Sau în librărie și așa mai departe. Dar averea demară în forță odată cu intrarea în scena păduchelui. Un om pernicit, prăpădit, rătăcit prin haine, mototolite, dezbrăcate, aruncate, boțite, călcate în picioare și iar îmbrăcate. Când acel păduche, plământ și chinuit că vai de el, gata în orice clipă să-și dea ori cu povii, dacă păduchii ar fi avut povă, măcar și unul prins, când era gata să cadă în bot, că nici bot nu prea avea, bietul de el, gata să se prăbușească de pe piciorușele firave, tocmai șase la număr. Vedeți cum sună proza, o parte ca o poezie, fără rime, dar viteze ca o poezie. Domnul Chiter, cine spune? Asta-i talentul, dragă, asta nu e vorba de faie vechi. Deci, non-mută, se mută. Așa. Pentru că colega mea a citit un fragment mic de roman, din proza spus că eu de acum trebuie să citesc cum mai zic. Eu am aici unul de trei pagini și îmi pare că așa de lungă. Este foarte important, mai ales pentru mine, pentru că vreau să vă anunț, Biblioteca Municipală a lansat un program care se numește Chișinăul Citește, este un program anual. Poate doamnele profesoare cred că știu bine despre ce program este vorba. Elevii, poate unii au participat, poate alții n-au participat, urmează să participați, care este clasa 12-a, deci mai puteți prinde anul ăsta de învățământ, acum la toamnă, mai puțin probabil. Deci iată, în cadrul acestui program sunt selectate câteva cărți pentru diferite vârste, deci clasele primare, deci o carte pentru clasele primare, o carte pentru gimnaziu și o carte pentru liceu. Dar trebuie să spun, granițele sunt așa aproximative. Evident că o carte pentru clasele primare poate să citească și copiii din clasa a 5-a, a 6-a, da, nu cred că nu este o problemă, știu după mine, dar că citeam și cărți, chiar în clasele mai mari citeam cărțile dedicate picilor, micilor. Și tot așa, copiii din clasa a 9-a pot cite cărți pentru clasa a 10-a, pentru clasa a 11-a și din cărți. Este important ca cărțile prezentate să fie bune, să fie interesante, să vă suscite interesul. Deci, încă un lucru, deci, am înțeles și la domnul moderator, da, Dumitru Maxim, că vom mai avea încă un eveniment, nu se știe când, deci când vom pune în detaliu
cartea, da, deci care se numește Cu romanul în vacanță, sper să se întâmple așa, pentru că pe mine mă interesează nu numai să vorbesc eu despre carte, dar mă interesează și ce credeți voi despre carte. În primul rând, să o citiți. Deci prima mea exigență este să citiți cartea. Chiar dacă nu toată lumea poate să formuleze și va vrea să formuleze o opinie, dar atunci când ai cartea citită, tu poți să rezonezi la ceea ce se vorbește în sală. Dacă un coleg de-a dumneavoastră a spus că i-a plăcut cu tare sau invers, a rămas contrariat de anumite momente, dumneavoastră puteți să formulați propria părere. Adică sunteți de acord cu vorbitorul sau din potrivă, da? Nu sunteți de acord cu el. Deci lectura cărții este primordială. Da? Totul pornim de la lectură, totul pornim de la text. Și în școală, tot așa, eu cu studenții mei, eu n-am cursuri de literatură, am acedat toate cursurile de literatură, nu vă spun motivul, dar la masterat păstrez niște cursuri legate de literatură și tot timpul mie îmi place să predau literatura aplicată pe text. Deci nu ne despărțim nici pe o singură clipă de text. Da? Deci literatura strâns legată de text. Orice ce am spune, da, cu trimitere la text. Fiecare teză cu trimitere la text. A spus poetul așa, a spus scriitorul așa. Cum interpretez eu spusele? Vedem contextul în care a spus. Și tot așa, tot așa. Deci, eu nu sunt adeptul analizelor generale despre scriitor, despre opere și așa mai departe. Și încă două cuvinte vreau să vă spun, dar deci am înțeles, pentru mine este important să știu și publicul. Deci avem de la Liceul Prometeu, da? Prometeu Prim. Mai avem de la alte licee. Poftim? De la Unisfor Ghibu. Încă? Da, ar fi bine așa să ținem legătura așa. Da. Să știm, adică, cine a venit, cine ne iubește, da? Ca să vă adresăm dragostea noastră reciproc. Și clasele, am înțeles că e a 12-a, deci sunt și alte clase aici. Sunt a 11-a, da? Da. Da, foarte bine. Și 6, 5, așa. Voi așa de ce sunteți a 6, a 5, da? Nu m-am trecut de 2. Deci publicul este așa un pic amestecat. Bun. Bine, deci voi sunteți viitorii licieeni. E bine așa să acumulați de pe acum așa experiență, să vedeți cum reacționează colegii din dumneavoastră și ca să reacționați și dumneavoastră mai bine. Două cuvinte vreau totuși să mă întorc și eu cum a făcut și doamna Mihaela Perciu. De ce lectura? Da? De ce a fost nevoie de o zi dedicată lecturii? Deci, în primul rând, pentru că o astfel de zi, ea n-a existat. Ea e, poate cineva să ne spune cam de câți ani a fost ea? Eu zic de un an, dar el zice de doi. Eu cred că... Lectura a existat indiferent de ziua asta. Nu, e vorbim de ziua. 22. Da. 2022. Eu cred că de vreo 2-3 ani așa undeva a apărut această sărbătoare în calendarul nostru și deci părerea mea este că atunci când se adaugă sărbători în calendar, înseamnă că fenomenul are nevoie de susținere, da? Adică ceva se întâmplă cu lecturile noastre. Adică la capitolul lectură societatea noastră șchiopătează în comparație cu alte comunități. Și într-adevăr, vreau să vă spun că în societatea noastră statisticile arată că numai 2% din populație cumpără cel puțin o carte pe an, da? 2%. În România 4%, dar deci nu se duc tare departe așa de noi, numai că ei sunt mai mulți și pare că sunt mai mulți cititori
acolo. În Europa lucrurile stau mai bine, deci cu cât mergem spre vest, da, de acum, dacă din România trecem în Ungaria, lucrurile stau cu mult mai bine, da, în Ungaria. Ungaria este o țară cititoare, da, în comparație cu România. Deci, iată, estul are această problemă cu lectura. Trebuie să spunem că nici în vest nu se citește pe rupte, nu se mai citește așa cum se cita odată. Dar, când vorbim de lectură, noi trebuie să vorbim ce fel de lectură. Pentru că noi toți citim, noi toți avem telefoane, noi toți avem social media, da, pe care ne uităm, câteodată postăm, citim, mai ales citim textele. Deci, noi citim toți, mai degrabă nu texte, dar textulețe. Da, textulețe. Este, deci, rețeaua aceasta X, da, fostul Twitter, da, care rețeaua cumpărată de Elon Musk. Deci, acolo îmi pare că 40 de cuvinte textul. Deci, nu trebuie să te pășească, dacă nu mă așa eu, cel puțin când era Twitter, 40 de cuvinte. Deci dacă era 41, un cuvânt zbura din textul. Deci, iată, deci aceste rețele sociale, ele nu suportă textele mari. Da? Deci așa sunt făcute și noi cumva ne-am pliat pe aceste texte. Deci nu putem să spunem că lumea nu citește deloc. Da, lumea citește. Da? Lumea nu citea deloc când nu erau cărți. Deci în epoca preistorică, dacă nu erau cărți, lumea nu citea. Dar acum lumea citește. Dar problema este că lumea nu mai citește texte mari. Da? Lumea nu mai citește. Cu cât textul este mai mare, cu atâta, da, deci aici problemele cresc. Dar s-a constatat că textele mari au rolul lor. Da? Deci un text mare cuprinde mai, să zicem, un univers mai amplu. Îți oferă mai multe răspunsuri. Prin asta se explică de ce n-a dispărut romanul de 800 de pagini. Da? Pentru că când te gândești să citești un roman de 800 de pagini, da, te apucă așa amețeală. Și totuși, romanele acestea, iată, în America, ele sunt populare. Da? Deci, romanele americane din ultima generație, ele toate vin așa 600, 700, 800 de pagini. Și în Europa sunt romancieri mai puțin așa. Tocarciuc, spre exemplu. Potem? Tocarciuc, spre exemplu, o carte de dar avem și Mircea Cărtărescu. Da, Avem și Mircea Cărtărescu. Deci, de seară, pe la Național, că va discuta cu noi cu Cărtărescu. Da, deci, iată, aici este problema. Că omul se dezvoltă prin aceste texte. Și, iată, am ajuns și la ceea ce, de fapt, trebuia eu să fac și să spun. Deci, cartea pe care biblioteca a ales-o anul acesta pentru a o pune în dezbatere, pentru a aduce publicul, se numește cu romanul În vacanță. Se numește cu romanul În vacanță și vreau să vă spun că titlul a fost ales, așa m-am gândit foarte bine ce titlu să pun, pentru că titlul este foarte important, ca și desen. Desenul pe carte tot este foarte important. Deci, aceste elemente fac parte din marketingul cărții. Da? Deci, cartea trebuie să fie gândită. Deci, nu numai scriitorul, da, să o gândească, dar trebuie și editorul să vedea, să vadă ce corp de litere, da, alege, cum le machetează și tot așa. Deci, iată, ține de marketing. Deci, cu romanul În vacanță, m-am gândit la două lucruri care se conțin în carte și pe care am vrut să le transmit prin ajutorul sau prin intermediul acestui titlu ales. Deci, în vacanță, m-am gândit, cartea trebuie să fie reconfortantă. Da? Deci, cititorul trebuie să se odihnească atunci când citește o carte, nu să-i impun o carte ca și cum să fie o carte de filozofie, da? Adică să se gândească, să... Deci eu am vrut ca cititorul, nu este prima mea carte de proză, am mai scris și alte cărți de proză și mi s-au părut
că acele erau prea filozofice, prea complexe, complicate, da? Dar de data asta am vrut cartea să arate altfel. Deci am pus în titlu Vacanță, care este adevărat, da? Este o carte de vacanță, pentru că sunt mai multe povestiri, unde personajele merg, se odihnesc, petrec o vacanță. Deci cartea face parte dintr-un gen, da, literar, care se numește road story, da? Deci povestire așa care înfățișează un drum, da, un traseu. Adică să provoc cititorul să-i livrez o carte de proză scurtă, da, care să aibă în titlu un roman, pentru că în toate povestirile, în centru se află o carte, da? De obicei un roman, da? Sunt și cărți de proză scurtă, dar majoritatea sunt romane. Deci, de fiecare dată, personajul, da, își ia cu el un roman, da, și pleacă în vacanță, uneori și a doua, da, într-o povestire, deci personajul și-a luat două romane, pentru că de obicei citește două romane în vacanța la mare, dar și-a luat și al treilea roman, pentru că se întâmplă câteodată că al doilea roman îl citește prea repede, da? Și mai are câteva zile la dispoziție. Deci toate astea sunt aici în această carte, pe care, dacă o să o răsfăiți, o să descoperiți. Și eu am vrut să citesc și eu un fragmentuț așa, o clipă. Tamara Prângă, să știi, colegul. Nu este, pur și simplu nu știam ei. Deci, aici este o povestire, se numește Trei Ghinee. Trei Ghinee trimite la un titlu tot de carte, da? Pentru că în una din ele apare, deci, această denumire. Nu-i dat numele autorului. Acum este internetul, este Wikipedia, nu e o problemă să găsești cui aparține, deci, această lucrare, Trei Ghinee. Povestirea este alcătuită din patru părți și în centru fiecărei părți se află o persoană feminină, da? O fată, o femeie. Da? Iată, eu o să citesc un fragmentuț din una, ca să vedeți cam aproximativ despre ce este vorba. Avea un nume mai puțin uzual și era interesată de literatura rusă. O numeam Apolinaria, în cinstea lui Dostoievski, după care eram nebun în acea perioadă. Privisem în mod special 26 de zile din viața lui Dostoievski cu Soloniță în rolul scriitorului. Romancierul Dostoievski dictează 26 de nopți de-a rândul unei stenografe, viitoarea sa soție, file din romanul Jucătorul. Ea nu este de acord cu supliciile la care sunt supuse personajele, în special Alexei, dar transcrie cu fidelitate textul dictat. A scrie roman e ca și cum ai potrivi un puzzle care îți scapă în permanență. De aici și stilistica simplistă și haotic neglijentă a romanilor dostoievskiene. Dar poate arăta un roman altfel. Pe Apolinaria o găseam distant frumoasă. Îmi plăcea, așa cum ți-ar fi plăcut o haină din vitrină. Avea părul blond, de o culoare sfălăcită, inexpresivă. Îi admiram mai mult formele rotunjite de creionul Matisse, forme care poate prevestea o viitoare obezitate, dar până atunci mai era încă. Mergeam des cu ea la film, căci cinematograful era alături. Se numea Sputnik sau așa ceva. Era o construcție tip pe marginea unei alei drepte și lungi, cu câteva rânduri de copaci, care începeau să-și formeze coloana. Discutam fleacuri, dar mai des mă întreba despre un băiat, un coleg cu care făceam doctoratul și locuiam în aceeași cameră de cămin. Când întrebările ei au trecut de o anumită masă critică, m-am pus
ușor pe gânduri, însă nu într-atât de mult, întrucât nu aveam o experiență de viață și de dragoste suficient de bogată încât orice exces să mă alarmeze. Îmi ziceam doar că e ceva deosebit între noi, cum ar fi zis și Alexei, citez. Nu eram în stare să spun aproape nimic concret, precis despre relațiile mele cu ea. Dimpotrivă, totul era fantastic, straniu, neîntemeiat, fără sens. Am chiar citat. Deci asta este începutul. Ce urmează mai departe? Se va închega sau nu se va închega între cei doi? Dar o să aflați. Eu concep un pic altfel lectorarea și conceperea unei bucăți literare. Și nu mă înscriu în ceea ce numim acum managementul, marketing, nu studiez piața, nu vreau să înțeleg ce vrea cititorul și nu-l văd cititor. Eu pornesc la ceea ce vreau eu, spun ori ceea ce nu pot să nu spun, pentru că explodez. Deci la un moment dat eu asta vreau să fac. Și mă opresc atunci când e cazul că s-a epuizat subiectul. S-a epuizat? Nu. Îs 14 pagini, îs 25. Da, poți să găsești ca gen la presă, ca gen la literare, să faci proză scurtă, sigur, pentru că și aici este că în loc pentru concentrarea omului de creație, de a-ți comprima un subiect, un eveniment, într-o anumită formulă. Bine, acum parcă nu se prea solicită romanele mari. Eu nu aș mai rezista într-un fel, atâta timp cât există maximele latine și aforismele în care conțin toate romanele lumii, dacă vrei, și termină tot. Dar există plăcerea omului de a lectura. Există omul care nu scrie, dar vrea să saborează textura autorului, aceste dribbling-uri verbale, modul de a descrie evenimentul, starea de spirit, cineva descrie personajul altfel decât tradițional. Toți spun că e părul așa, orică e înalt, orică nu știu cum, altcineva găsește alt limbaj, o descrie natura altfel. Dacă se ajunge la varianta respectivă de a intra în literatură descriind același fenomen cu alte cuvinte, atunci da, nu are rost. Dar în momentul în care la toți apare soarele de după linie de orizont, la fel, atunci la mine nu mai apare, spre exemplu. Deci el nu apare pentru că a apărut în romanul cu tare la nu știu cine. În fine, până la urmă, e vorba de tehnica fiecărui, e vorba de filozofia fiecărui scriitor. De aceea, lucrurile încep și termină atunci când, da, în funcție de când se întâmplă, cum se întâmplă. În fine, acum, ca să nu mă mai vorbui, că mai e loc și pentru lucruri de genul ăsta, am să vă citesc ceva din o poezie care mi-a venit fără a fi planificată, fără a fi gândit într-un fel la modul special. Dar mi-au sugerat-o niște vrăbiuțe, niște rândunele de sub steașna casei. Deci e dimineață, 4, vara încă, deci am ieșit să văd ce mai fac struguri prin vie. Și asta mi-a venit atunci. Vă dați seama că nu mai este o noapte să doarmă ca să scol la 4, să scrie o poezie și anume despre asta. Dar m-a dominat ceea ce se întâmplă în societatea noastră și nu numai în Estul Europei, cu ceea ce numim migrația, când părinții au plecat, copiii au rămas și se întâmplă ceea ce se întâmplă, ceea ce că nu se revăd cu anii, nu se mai recunosc cu timpul și așa mai departe. Aș vrea să cred că la noi totul este bine și că toți suntem acasă, dar asta e ceea ce am scris eu în acea dimineață. Oamenii migratori. Am adăugat pe urmă acest motto, cum ar fi o dedicație, încântătoarelor, frumoaselor și harnicilor noastre femei, zile ieri pe măreaguri străine. Aud cum dimineața își pune haina în cuiburi de sub steșini prelung de ciripit. Cu pliscurile deschise așteaptă hrana trei puișori și mama n-a venit. Zboase în seară spre ogorul mare, semințe să le aducă tot în plisc, dar la întoarcere prea grea îi fu povara și îi se rupse zborul de pe pisc. Poate a întâlnit-o coțofană și stau la sfat. Au vorbe de vorbit. Dar dacă a plecat cu tot cu hrană, dacă a luptat cu vântul și a pierit, dacă s-a supărat, dacă s-a rătăcit. Și numai după ce
Și numai după ce se ascunse August pe după deal, de soare istovit, și-au desfăcut aripile în toamnă, s-o caute pe mama, au ieșit. Au tot zburat în jurul sălcioarei, sub alte străi și ne-au tot zăbovit. Au întrebat și bufnița, și ceara, dar zborul mamii dragi n-au întâlnit. Și revenind la cuibul căscioară, în locul lor un vrăbioi dormea. Și puișorii au rămas pe afară, în așteptarea mamei suspinând. Știm bine, mama nu ne-a părăsit. Iată, asta aici s-a întâmplat cu mama într-o dimineață. Atât, fără ca să pui în gând, fără ca să pui... Adică un om de creație, eu văd, nu-i clădit. Noi tot știm alfabetul. Noi tot putem să facem sunele versul din coadă. Rima clasică, rima așa, care-i problema? Ani în urmă era un singur om în sat care citea scrisorile lumii când venea lucrurile și l-a chemat Moș, da? Ori pe părintele din sat, Popa, da? El știa, da? Și numai el citea scrisoarea venită de peste hotare de la cine? Din armată, de la război, de la nu știu cine. Dar acum noi toți putem face. Acum trebuie să vedem cum intrăm în lumea asta literaturii. Care este valoarea? E nevoie de noi aici sau nu? Păi eu pot să sap bine fântâni. Pot să mă duc în pământ, sap fântâni și aduc apă lumii. Perfect! Fă ce știi mai bine, ce poți mai bine. Eu mă tem de matematică, apropo de știință exactă, mă tem de matematică. Din mirușine să vă spun. Dar știu tabla mulțării. Știu să număr bănuțări. Știu și rest să număr. Adică e suficient ceea ce știu. Dar nu mă pricep la matematică. Cineva acum să spun, cum adică matematică, cum adică nu cunoști, înseamnă teorema lui Pitagoric, ciopap acum, n-am treabă, n-am. Să-și facă fiecare rostul, să-i împlinească rostul. Cel mai greu e să te găsești pe tine, să te descoperi, să te redescoperi. Ori asta spun și la tine, găsește, cunoaște pe tine însuți. Asta e. Dar pentru asta trebuie să faci lecturi. Lecturi. Eu vă recomand lecturi filozofice. Filozofia nu cea teoretică. Dar lecturi sunt în orice lucrare îți găsiți niște gânduri filozofice, niște chestii mai întoarse, mai nu știu, pentru că toată viața noastră este filozofia. Filozofia, de fapt, este baza tuturor științelor, dacă se ținem la noi. Deci asta e, sunteți la vârsta când trebuie să vă găsiți, să vă vedeți care, poate să dansezi cineva bine. Nu contează că faci matematică, dacă dansezi bine, dacă poți fi mis, fii, asta e a ta, ești frumos, fii, ce ești? Fii, dar fii pictor, fii matematician, asta. Deci găsiți-vă fiecare. Și asta înseamnă împlinirea voastră. Noi terminăm de ce e teoretic, exact, și mai departe. Foarte bine. Asta este fundamentul nostru. De asta noi nu o să despărțim niciodată. Tinerețea, copilăria, anii de liceu sunt cei mai dragi. În măsura în care noi înaintăm în vârstă, cu atât mai mult ne atragem și ne amintim de anii ăștia. Păi a fost frumos cu doamna Tamara la lecții, dar ne mai pișca parcă nu știu cum. Dar uite așa a fost, acum te-am zis, doamne, că e colosal. Dar asta e viața. Bine. Pe urmă, colega Mihaela îmi știe ceva și am putut că venim iar la domnul profesor. Dar să nu ne oprim aici, dar doamna Mihaela, noi am spus că terminăm exact cum știm noi. Vă rog. Dar apropo, noi am spus că poate aveți cineva... Da. Sau mai spun încă un lucru. Când m-am întâlnit prima dată cu studenții mei, la anul 1, după câteva lecții, cineva chiar a scăpat o chestie. Dar sunteți, dar cum așa atâta? Și i-am spus, stați un pic. Știți de ce cunosc atâta? Pentru că eu m-am născut înaintea voastră. Și în virtutea faptului că eu am trăit mai mult timp, eu cunosc mai mult. Dar nu e spus că voi sunteți mai talentați decât mine. Să ajungeți la vârsta mea, o să aveți un alt parcurs și o să mă depășiți. Deci nu vă uimiți de faptul, le-am spus studenților, că iată eu știu. Deci nu pun în prim plan lucrul ăsta, nu contează. Eu pur și simplu în întâmplarea făcut știu mai mult că m-am născut înaintea voastră. Dumneavoastră știți mai mult în comparație cu cei din clasa, da, de clasa întâi, de a doua. Asta e normal. Deci nu trebuie să punem preț pe ceea ce nu costă. Eu sunt atât cât sunt aici și am venit să mă împart cu noi ceea ce știu eu. Asta vă dau, asta e. Așa că dacă cineva are acum o poezie, ori un catren, dar dumneavoastră chiar. Și ne-am mai spus, nu vă temeți să greșiți. Acum vorbim. Acum spuneți un vers prost, bun, un gând frumos. Acum, pentru că acum e momentul, să ne îndreptăm, să ne acoperim unul pe altul, să ne sugerăm cum e mai bine.
Pentru că măsura în care noi suntem reticenți într-un fel, nu avem îndrăzneală, dar și o să, dar să zică, mă interesează, lasă să râdă, dacă spun un banc să râdă, dacă spun ceva, nu e nicio problemă. Mergi, pentru că altfel nu-ți faci. Să vă luați la piept și un cheie. Acum, cu cei mai tari decât voi? Mai tari. Ce? Luptați, eu luptam pe Eminescu. Când scriam romanul acela, îl visam pe Eminescu, îl visam pe nu știu cine. Și nu mă temeam. Pentru că eu știu că, dacă l-aș fi depășit, cine găsi eu acum? De mine, știi? Dar nu depășești pe Eminescu. Dacă îți iei cu unul, mai stai pe dânsul, cu nu știu cine, rămân mai rău ca el. Adică luați-vă la piept, ești matematician, vezi cu Einstein luptă, ești bă, cine acolo, Picasso, ia ce, Doga, deci luați-vă cu ăștia, voi te măsimiți să, dar voi sunteți, voi sunteți mai buni, că este 100%. Pentru că fiecare generație care vine în urmă e mai bună, pentru că sunteți mai bine informați și în centrul generației colosală. Bine, am lecturat din noua proză scurtă a domnului Grigore Chiper, din romanul, cu romanul în vacanță, de fapt, de proză scurtă, și am decis și noi să ne expunem opiniile post-lectură, așa foarte personale. Aș dori să încep eu, deci mă numesc Andreea și aș dori să mă exprim pe marginea celei mai recente cărți a dumneavoastră, cu romanul în vacanță. O să încep prin a-mi împărtăși opiniile post-lectură. Ceea ce m-a remarcat imediat a fost limbajul foarte propriu abordat, un limbaj accesibil, privit, care permite includerea cititorului în poveste. Totul este narat la persoana întâi, deci un ton personal și intim, sub formă de jurnal. Este interesant faptul că se face referință la o multitudine de opere valoroase din literatură și o serie de filme sugestive, prin prisma cărora, conștient sau inconștient, încearcă să-i duce cititorul, să-l culturalizeze, pentru că nu poți scăpa din vedere aceste menționări, care apar periodic sau în mod pentru cel necunoscător. Câțiva autori care apar sunt Khaled Husseini, Tatiana Ustinova, Kate Morton, Dostoevski, Sodoveanu, Liviu Debreanu și personaje ca Ana Karenina, Baba Maranda din Bartagus, Hercule, Poirot, Argan din Bolnavul Închipuit și altele. Revenind la limbaj, într-o manieră postmodernistă, autorul utilizează un limbaj contemporan, cu neologisme și englezisme, care reflectă în special modul tinerilor de a conversa. Pentru a concluziona, lectura scurtei proze cu romanul în vacanță a fost una dintre lecturile necesare pentru bagajul meu de lectură. Pentru mine rămâne a fi jurnalul unui însingurat, care își expune propriile viziuni asupra diferitor aspecte ale vieții. Un intelectual care vede viața prin prisma tuturor lecturilor, filmelor, pieselor de teatru pe care le-au format ca personalitate. Un citat care i s-ar potrivi protagonistului în viziunea mea ar fi: ești cărțile pe care le citești, filmele pe care le vizionezi, muzica pe care o asculți, oamenii pe care îi întâlnești, visele pe care le ai, conversațiile în care te angajezi. Ești ceea ce iei din aceasta. Și consider că acesta este un mesaj foarte binevenit, în special nouă cititorilor și tinerei generații, pentru că doar așa ne putem regăsi pe noi înșine, doar așa putem înțelege cine suntem și să ne dezvoltăm ca personalități. Mă numesc Ulțoana Maria și aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Grigore Chiper pentru această lectură incitantă. Aș vrea să-mi expun opinia în referire la referințele cinematografice din roman, pentru că această temă mă pasionează și am apreciat mult operele mari ale cinematografiei. În relația simbiotică dintre arta cinematografică, expresia literară și tapiseria complicată a existenței cotidiene, apare o interconexiune profundă, care încapsulează existența experienței umane. Această proză asemănătoare jurnalului, care, asemănătoare cu lucrările distinse ale cinematografiei la care se face referire, navighează complex în fațatele multiple ale vieții de zi cu zi. Așa cum ecranul de argint a servit de mult timp ca o oglindă care reflectă complexitatea existenței umane, la fel și acest efort literar își asumă sarcina de a împleti firele cinematografiei, literaturii și realității cotidiene. Autorul împletește cu pricepere o narațiune care amintește de povestirea nuanțată găsită în mai multe filme, precum Fanny și Alexander, S-a întâmplat într-o noapte, rătăcit printre cuvinte, Ideile lui Marte, Leviathan. La fel ca personajele din aceste filme,
cartea se adâncește în complexitățile vieții umane de zi cu zi, explorând banal și extraordinar cu egală măsură. Natura reflexivă a narațiunii evocă tonul introspectiv găsit și în Căpșunile sălbatice ale lui Ingmar Bergman, făcând paralele între contemplațiile protagonistului și gândirile existențiale ale profesorului Isaac Borg. Această rezonanță tematică creează o conexiune profundă, oferind cititorilor o explorare emoționantă a condiției umane. Ambele filme ale lui Bergman, Fanny și Alexander și Căpșunile sălbatice, oferă cititorilor o explorare emoționantă a condiției umane, universale precum trecerea timpului, căutarea identității și complexitatea relațiilor umane, la fel precum și această proză scurtă. Ei invită la introspecție, încurajând publicul să-și contemple propriile experiențe, regrete și aspirații. Povestirea profundă a lui Bergman și dezvoltarea bogată a caracterului fac în aceste filme reflecții atemporale asupra condiției umane. Autorul apreciază talentul discursiv al marelui suedez, împărtășind un fir comun cu temele și problemele abordate de Bergman. În concluzie, această carte servește ca o amalgamare literară a filmelor de referință, combinând profunzimea narrativă a cinematografiei clasice cu o lentilă contemporană. Prin proza sa asemănătoare jurnalului, surprinde esența vieții de zi cu zi, făcând ecou sentimentele și complexitățile explorate în fiecare film, creând o experiență de lectură unică și evocatoare. Deci mă gândesc să încă pe vreme și compartit cu colegele mele care au citit proza. Eu am avut mare plăcere de a lectura operele poetice. Lecturând poeziile Zonă, știi, praful interstelar, am identificat o revelație a unuia din scopurile dumneavoastră în literatură. Apreciez efortul dumneavoastră de a scoate în evidență stările de longevive ale omului pasărătan care a trecut prin regimul proletariatului, care suportă consecințele distrugătoare asupra spiritului de viață. Profesia mea, în dumneavoastră nu se întâlnește doar prozatorul și poetul, dar și criticul, profesorul, care solicită o așezare limpede neforțată. Comparativ cu generațiile trecute, precum neomoderniștii, faceți parte din colectivul poeților, care prin claritate și fără rigiditate, așezați cuvintele pe foaie, însă care sunt de o profunditate universală. Nu în ultimul rând, am regăsit în profunditatea nostalgiei și a conceptului de iubire, abordat într-o manieră care armonizează cu trecutul, care înseamnă șansa unei noi deschideri, a unei noi început. De asemenea, am observat că în viziunea dumneavoastră, bine este un pilon al susținerii omotrice, precum în versurile Durai Simbolul, unei cadențe care îmi lipsește și îmi va lipsi. Și în concluzie, vă apreciez activitatea dumneavoastră, întrucât abordările poetice contribuie la consolidarea unei regăsiri în propriile mele sentimente, în raport cu frumusețea esenței de a fi om și resentimente privitor la cadența spiritului pasărătean, atât de tot elitarismul în secolul trecut. Dacă puteți să-mi lăsați și mie textele, le-am și eu, mai ales că vreau să vă spun, divulg aici un secret, că eu sunt membru al Consiliului Olimpic, deci am să fiu și la o olimpiadă Republican care o să desfășoare curând. De aceea chiar aș vrea așa să exemplific, să le aduc niște monstre, să le arăt elevelor, da? Deci că avem critici în general, avem niște lecturi foarte buni, foarte atenți, care pot să discearnă bine în textul literar. Deci îmi lăsați texte. Un text inspirat de străzile noastre. La început eram singur. Mă îmbrătare de solitudinea mea. Treceau pe alături, mă priveau cu nemerire, nu înțelegeam de ce. Acum știu, pentru că am apărut acolo peste noapte. M-au burdușit cu naibă știe ce, m-au legat strâns la gură și m-au aruncat. M-au abandonat atât de repede, au luat-o din loc, nici n-am reușit să privesc din urmă, să-i privesc din urmă. Au dispărut cu o mașină. Pe mine cu mașina m-au adus. Am rămas să zac pe niște pietre reci, sub un copac, într-un colț de parc. Cringile copacului din preajmă mă acopereau parțial, ținându-mi și de umbră, o umbră rară. Căci toate frunzele căzuseră și toată iarna cringile goale au vâjâit urât deasupra mea în bătaia vântului. Chiar și așa cringile mă favorizau.
mă simțeam mai lados, mai ferit de ochii lumii. Mi se cam epuizase bucurie și mândrie de sine cât timp am zăcut acolo, frumușel, rotofei, dar singurată, întristat, bătut de vânt și bine legat la gură. Aud cum frânează brusc o mașină, mă bucur, aștept și mă entuziasmez în așteptarea mea. Mi se pare că au venit ai mei să mă ridice de aici, dar nu se grăbește nimeni să se apropie de mine, să mă bage în portbagaj. Erau alții, străini. Doar niște străini au putut să arunce cu sticle goale de bere, care au trecut razant pe lângă mine, lovindu-se de bordură. Bine că nu s-au spart. Am tras o spirietură zdravănă, e adevărat. Și azi mi-au înșelat așteptările. Nici azi n-au venit după mine. N-au venit să mă ducă acasă. În schimb, mi-au adus un vecin mai mare, de culoare albastră. Inițial m-am revoltat, că de ce mi l-au băgat în brațe, adică în coaste, peste mine. Cel cu pricina plecase la fel de repede ca și cel care mă abandonase. Ce hrănește necontenit, nu mai neamul românesc, ci și întreaga suflare omenească. E vorba de cer, care a fost, este și va fi de-a pururi, Mihai Eminescu. Poem și eu vă doresc să ajungeți cât mai degrabă studenți și pe mâna domnului profesor Zipier și pe a mea și să nu uitați nici de doamnele profesoare ale noastre. Deci am să vă citesc o poezie, 65 parcă era, în care spiritul tăderesc domină și ține parcă și țara mai mândră și noi mai frumoși. Ultima lecție. Mă rog, răsărit sau ultima lecție pentru studenții mei. Am să-ți spun într-o zi o poveste urâtă. Despre vulturi ce cad împotriva voinței, despre zboruri înalte și căderi scânteioase, despre doruri de patrie prinse în vase. Am să-ți spun o poveste urâtă de tot și ai să știi doar pământul nu minte deloc, căci ascunde în sine cu timpul cărunt multe păsări răpuse de om, nu de vânt. Am să-ți spun o poveste pierdută în tumult, oameni vii purtau sfat cu martirii nemoți, toți eroi prinși în lupte, cu zâmbet durut purtau pene de vulture viu la boleți. Am să-ți spun și am să tac și ai să vezi de pe culmi cum din bolți milenare se avântă în pământ acel vulture viu îmblânzit de părinți, stâlp de țară cu oarec de bronz și granit. Cum am zis, o poveste am să-ți spun de împrumut. Omul drag am să strig și am să scol din pământ și am să-ți cer fruntea sus, tineresc legământ, să păzim la hotar strămoșescul pământ. Într-o zi ai să spui și tu dreaptă poveste la copii viguroși și treziți din poveste despre vulturi ce zbor și cu ochi agri pe țară și păzesc pătimași cuibul lor de ocară. Despre oameni semeți cu înălțări glorioase, despre doruri de patrie scoase din plase. Verde câmp, blândă țară, amurg răsărind, am să-ți spun într-o zi o poveste. Și atât. Dar dacă ne vreți să vă spuneți ceva, să vă supărați, doamna Cristin, vă rog chiar. Da, vă mulțumesc foarte mult. Atunci când am fost la întâlnirea cu autorii și din cărți cuvintele înviau prin gura dumneavoastră, să știți că este cu totul altceva decât ceea ce face proful la lecție. Și dânsul mi-a scris, nu mi-a spus, dar mi-a scris,
Doamna profesoară, vă mulțumesc că dumneavoastră mi-ați, cam aproximativ, eu nu, el este aici, eu nu spun minciune. Vă mulțumesc că mi-ați arătat și o altă fațetă de lecție de limbă și literatură română și că aceasta a fost o adevărată lecție de literatură română. Eu, preluând ideea aceasta foarte sinceră și adevărată a elevului meu, vă mulțumesc la rândul pentru această lecție adevărată de literatură. Eu atunci le-am spus că, vedeți, profesorul are mai multe ajutoare în jur. În primul rând, cărțile, fără îndoar și poate, cărțile. Și aici am vorbit de școala noastră, de, într-adevăr, rămășițile sistemului sovietic, dogmatic și așa mai departe. Noi, profesorii, ne străduim să încercăm să adunăm copiii altfel decât, mă rog, cere canonul acesta. Este o literatură canonică, noi profesorii mai recurgem la această literatură. Evident că printre cărțile, printre această literatură sunt valori incontestabile și noi nu trebuie să le pierdem. Dar ceea ce facem noi, și mă bucur foarte mult că mă văd aici discipolii mei dragi, e că facem niște, deschidem niște ferestre pentru literatura la zi. Iată ce mai apare. Apropo, atunci când am văzut cărțile, mai ales, să știți, m-a impresionat Cenușa Rece, eu atât am discutat-o cu studenții. La cine o citește? Nu știu dacă am fost da. La nu știu cum eu atunci am scăpat-o la moment, dar în schimb am reluat. Ce să vă spun, dragul meu, Dumitru Maxim, elevii mei, discutăm cu elevii mei, discutăm, nu cu toții, asta este adevărat, discutăm foarte multe poezii înțelepte cu subtexte. Ceea ce domnul Chiper astăzi s-a produs, chiar astăzi a venit eleva care a vorbit despre poezia dumneavoastră la lecție, eram dânsa, era, au scris astăzi copiii ăștia, nu, sunt proaspete gândurile și vine, doamnă Cristi, dar știi ce mi-a plăcut aici? Iată asta, foarte bine, uite asta îi spui, uite ce ți-a plăcut, ce ai descoperit, ce-i... iată aceasta este adevărata truda profesorului, este să susțină, să îndemne, să căile ei descoperindu-le. Deci pentru cine din profesori, dar eu sunt foarte sigură că discipolii mei fac lucrul ăsta și fac și alții, pe lângă literatura aceasta recomandată, canonică, întotdeauna cu privirile suntem foarte atenți ce apare și ce suflu altfel este. Iată, acest lucru înseamnă adevăratul studiu de literatură. Adică și învățăm pe model, dar și învățăm din atmosfera în care trăim. De aceea, ceea ce ați vorbit dumneavoastră a fost un material extraordinar complementar, dar foarte important pentru lecțiile noastre și pentru educarea tinerilor noștri cititori. Nu știu dacă 2%, am citit și eu undeva acest lucru. E altceva că acum se citește selectiv. E altceva că nu toți sunt cititori. E altceva că cititorii sunt diferiți. Unul iubește așa să fugă cu ochiul, altul iubește așa când a prins ceva, a rămas și stă acolo și gândește, reflectează. Altul iubește tomuri, altul iubește literatură pe care s-o poartă cu sine. E și normal, e și firesc lucrul ăsta. Zic și eu cum zic, e normal, domn profesor, e firesc lucrul ăsta. Pentru că suntem în alt timp. În acest tumult al timpului, să fiți sănătoși și să ne aduceți cărțile acestea, că oricum ele își găsesc cititorul. Eu m-am bucurat că, iată, s-a produs aceste lucruri. Și sunteți cititori citiți, sunteți autori citiți, asta vă asigur. Informație, da, adică informația vine, ea nu trece. Să nu credeți că informația și truda dumneavoastră vine spre cititor și fiecare își regăsește și își găsește cartea.